treacă de larie. A stat bine pe picioare fundașul central al CFR-ului, Tade. A vrut să trimită înapoi. Îl ajută Cianturia. Mendy trimite înapoi. Alexandru Iacob presat de Gheorghi Cianturia. Pentru Rui Miguel, iată ce pressing agresiv. Extrem de dureros. Să-l vedem pe Ciolacu. Așteaptă sprijinul lui Tânc. Centrează fundașul dreapta al Rapidului pentru Laurențiu Buș. Recentrează, cer hands rapidiștii și, într-adevăr, Robert Dumitru era la 2 metri de degajare al lui Tânc. Mingea ajunge la Laurențiu Buș. Buș clujean și el, însă, spre deosebire de fratele său, Sergiu, el a crescut pe filiera Universității Cluj. A sprintează Laurențiu Buș, pentru el este această pasă. Buș îl are pe Mateo Sușici în față, încearcă un dribling, va centra probabil cu piciorul stâng, o face la bara a doua și atacul acolo al lui Alexandru Coman nu... Mai clare de gol în contul rapidiștilor. Buș acum pentru Mendy, senegalezul, pentru Rui Miguel, minge grea pentru fotbalistul portughez care a fost nevoit să protejeze Daniel Pancu, minge grea pentru Felgueiras care respinge în afara terenului de joc, au executat repede rapidiștii cornerul, Alex Coman dezamăgitor însă. I-a venit mingea pe stângul și aici poate fi explicația, a fost unul... Felgueiras era și atunci în poarta CFR-ului, iar pe cele două bănci se aflau Neluțu Sabău la Rapid și Ioan Andone, era antrenorul clujenilor. Lui Felgueiras, Pancu trădat acolo de preluare, dacă ar fi reușit să agațe acea minge a lui Alex Coman ar fi scăpat singur spre poarta lui Felgueiras. Un debut de repriză lung. Și a spălat toate păcatele din prima repriză Daniel Lung cu această intervenție în fața lui Gregory Tade, a blocat șutul francezului care putea fi unul foarte periculos pentru pornă. Brazilieni, numai puțin de 7 brazilieni au cel puțin 100 de meciuri în fotbalul românesc. O pasă greșită a lui Petrucci, nu reușește să profite Buș și acum... La... Când Steaua joacă la Botoșani. Un cartonaș galben văzut. Da, două cartonașe galbene. Buș și Cianturia. Spuneam că situația devine explozivă și Robert Dumitru cred... A brazilianului Petrucci pentru Ferebori Dore, Iacob însă a interceptat Buș și acum Rui Miguel. Doar două echipe n-au reușit să-i dea gol Rapidului în acest campionat. Cartonaș galben al primei reprize și rapidiștii știu acest lucru. Rămâne de văzut în ce măsură vor ști să profite de vulnerabilitatea mijlocașului brazilian. Are o manieră personală Ivanovski de a se manifesta pe teren. Să vedem acum roșu, iese Felgueiras și riscant însă eficientă în cele din urmă ieșirea lui Felgueiras, portat, adică scoate la margine pentru Buș. Buș întâmpinat de Cianturia, mai devreme arbitrul Robert Dumitru i-a calmat pe cei doi cu câte un cartonaș galben. Roșu, pe an este purtat de suporteri spre poarta lui Felgueiras. Pancu ce bine protejează acolo, minge pentru Buș, Buș mai departe, Dică, lasă pentru Roșu, Roșu pentru Rui Miguel, fază cursă. În vitrina oțelului Galați, se întâmpla în vara lui 2011, acum însă trece și el printr-o perioadă mai proastă a carierei sale, are nevoie de multă încredere continuare pentru a reveni la stânga foarte ofensiv. Până acum nu am văzut multe urcări ale sale în atac. Să-l vedem însă pe Laurențiu Buș, care centrează în forță. Mingea este evident mult prea înaltă și balonul iese pe cealaltă parte a terenului. Da, iar după acest meci cu CFR, Rapidul încheie Liga... Turul Ligii 1, săptămâna viitoare, în deplasare la Târgu Jiu, în fața Pandurilor, două echipe în mare suferință. Și evident, primind un cartonaș galben. Ivanovski pentru același Ferebori Dore, Buș prelungește până la Pancu, greșeala lui Pancu, intercepția foarte bună a lui Cristian, scoate jocul, deschide jocul la margine pentru Cianturia. Cianturia îl păcălise pe Gaston Mendy, însă centralea georgianului a fost de slabă. Macedonianul a căutat colțul lung cu acest șut. Mingea rămâne în joc. Cianturia a primit de la Gregory Tade. Cianturia în continuare la minge. Înapoi pentru șutul lui Petrucci în blocaj și cer hands rapidite. Numai departe de etapa, acum două etape. La precedentul meci de pe teren propriu a primit gol în minutele de prelungire, așadar să vedem cum vor gestiona aceste ultime minute cele două formații. Buș, Buș este talonat acolo, hăituit acolo de Petrucci. Recuperarea lui Sulei Muniru acum de două ori, cel puțin până acum.
Suntem deja în minutul 84 al acestei întâlniri și Rapid și CFR se apropie de al patrulea meci între... La Chiajna împotriva Concordiei. Ar fi un, până la urmă, un rezultat bun pentru giuleșteni care... Deși au avut mult... Fică nimic, Marian Rada. Buși a reușit să ia fața lui Sușić. Margine pentru rapidiști care se grăbesc. Sunt ultimele minute ale acestei partide. Centrarea către Mildică. Intervine foarte bine acolo Petrucci. Și acum șansă de același Mendic. O pasă pentru Buși. Recuperarea oltenilor. Prin Mateiu au pierdut însă foarte repede posesia jucătorii antrenați de Emil Săndoi și Sorin Cârțu. Emil Săndoi s-a mai duelat, să spunem, cu Marian Rada o singură dată într-un meci Pidului. Spunea că echipa sa vine la Craiova să câștige, nu se mulțumește cu un egal, însă recunoștea că echipa gazdă pleacă cu prima șansă. Craiova, într-adevăr, parcurge o perioadă fabuloasă, 10 meciuri fără înfrângere în toate competițiile. Intervenție a lui Mateu. Pufi Bălgrădean, dincolo de mijlocul terenului, deocamdată rapidiștii stau bine în apărare. Interesant este faptul că cei mai buni doi final de an, cu siguranță meciul finalului de an va fi cel cu Steaua, din care se va juca aici în Bănie în sferturile Cupei României. Emil Di am intrat în minutul 15, un prim sfert de oră cu un ritm bun, cu o singură ocazie importantă ratată de Ivan încă din startul întâlnirii. Dică pentru Roșu, sar. Da, nici sârbul Boian Braț, nici Cătălin Straton nu au dat satisfacție în poarta Craiovei și astfel i-a fost mai ușor lui Bălgrădean să se impună. Ca ajută și Băluță în defensivă, are o viteză debordantă acest fotbalist. Au recuperat rapidiștii prin Buș. Acum Pancu, distanța este mare, Pancu a simulat șutul. Avem un lung și pe cealaltă bancă, antrenorul cu portarii, legenda fotbalului românesc, Silviu Lung. Cadrele insistă pe Pancu, se aude flărul... Oab, nu fusese offside, însă foarte bine a intervenit acolo Iacob și acum Buș. Buș, un jucător de bandă și el cu o viteză foarte bună. Pancu încetinește un... Roșu pentru Pancu. Pancu este cu spatele la poartă, mută jocul într-o zonă liberă. Mendy pentru Buș. Buș și face loc pentru centrare. Respinge Frăsinescu până... Pali Negru, foarte experimentat, a rămas pe picioare și a reușit să respingă. Acum Buș în duel cu Târnăcop. Buș întoarce la Pancu. Pancu se distrează acolo. Pancu cu fer, cu jocul cântuin continuă. Vali Negru deschide jocul la margine pentru Buș. Sunt momente bune de joc și de o parte și de cealaltă. Centrarea lui Buș, Bălgrădean cu o ieșire. N-ară Bauap, ce să mai vorbim, un fotbalist care are execuții încântătoare. Mendy pentru Roșu. Izolat. Fost la Beşiktaş, acolo cu unde a reușit să și câștige un titlu în Turcia, echipă cu care a evoluat și în grupele UEFA Champions League. Daniel Pancu, un om... A turului va juca în deplasare la Târgu Jiu cu Pandurii. Acum Buș pentru Mendy. Centrarea lui Mendy nu e chiar rea. Mădălin Martin... Martin greșesc oltenii. Contraatac al Rapidului, deocamdată un tempo pierdut la centrul terenului. Emil Dică l-are lângă el pe noul intrat Rui Miguel. Mingea se duce la Buș, acum Pancu. Pancu urmărit de Târnăcop. Așa în această seară, când i-a oferit un asist lui Pablo Brandan. Acum Buș pentru Roșu. Roșu întâmpinat de Frăsinescu. Nevoit să întoarcă Roșu pentru că nu avea Iulian Călin. Pancu. Buș liber în partea stângă. Viziune bună a jocului pentru capitanul rapidist. Târnăcop balonului. Iar acum Brandan pleacă la atac.
Mateiu, forță de pătrundere deosebită a fostului jucător al Brașovului, va fi lovitură liberă. Chiar în minutul 1 al meciului, să vedem atacul Rapidului cu Laurențiu Buș, reușind să domolească balonul, își face culoare pentru șut, trage Buș, însă Calancea este pe minge, a încercat să-l păcălească, urmărit acolo de Chitoșcă, nu-l recomandă însă talia pe Chitoșcă să sară la un duel aerian cu Mircea Bornescu și, drept urmare, mijlocașul Cehlăului se întoarce în dispozitivul său. Buș primind de la Iacob, Buș trece în jumătate adversă, un lung de linie pentru Ciolacu, Ciolacu îi fură mingea acolo lui Țepeș, să vedem dacă va ține mingea la colțul terenului, așa se întâmplă, rapidiștii joacă la trecerea timpului, Buș blocat acolo, însă nu, ba da, a început meciul, un șut al lui Țigălașu și din nou Bornescu, iată-l pe Bornescu, făcând o criză de nervi, pentru că deja într-un mai puțin un minut și jumătate Iașul a reușit să trimită două șuturi periculoase pe spațiul porții. Iar că o combinație cu același stâng, ține mingea în teren, fundașul de bandă al Rapidului, iese Grahovas, nu foarte convingător, poarta este goală, Buș, însă trimite total aiurea Rapidului, acolo unde se dau lupte grele, corner, Bornescu este cu soarele în ochi, are vizibilitate redusă, să spunem, izbește acolo de roșu, pasa lui roșu, no? Buș a crezut că este în offside și nu a jucat acea minge, o greșeală pentru cei de la Rapid. Nu numai că Rapid în acest campionat, nu sunt vești îmbucurătoare pentru fanii Rapidului. Într-adevăr, un sezon greu să scape de marcaj, însă centrarea lui Țigănașu nu a fost grozavă. Rapidul, care, iată, nu a scăpat fără gol primit nici în acest joc. Vă spuneam că în absolut toate meciurile jucate în Giulești, în acest poliaș, Pancu debuta în Liga 1, în Divizia, cum se numea pe atunci. Debuta în urmă cu 19 ani într-un poliaș. Rapidul în ofensivă, aleargă după egalare, Buș caută un culoar de șut, Buș își închide însă drumul către poarta lui Grahovaț, sunt în preajma balonului, acesta din urmă pleacă, Buș probabil va executa direct pe poartă, Rapidul a dus 5 jucători în careul lui Grahovaț, bate Buș direct pe poartă, de obicei Giuleștiul era un adevărat teren minat, un tărâm interzis pentru oaspeți, acum însă Munteanu, Emil Dică rezistă atacului lui Crețu, scoate la margine pentru Buș, învăluie Nichi Vasile și primește, să vedem centrarea acestuia în afara terenului de joc. Se grăbesc băieții lui Marian Rada, cel care spunea că este foarte, foarte greu să-și mobilizeze jucătorii pentru că aceștia au cantă, spun eu, a declarat că el are de luat numai puțin de 14 salarii. Aceasta este restanța pe care șefii Rapidului o au față de antrenorul lor. Nicolae Vasile pentru Buș. Din nou Nicolae Vasile caută centrarea, o găsește, mingea ajunge la Iacob. Ar fi prins cadrul porții, probabil am fi asistat la golul de 1-1. Spunea lui Miguel că s-a sfătuit cu foștii fotbaliști ai Rapidului, João Paulo Antunes Iași. Ultima victorie a celor de la Iași într-un meci de campionat cu ACS Berceni. În care se află, cel puțin după această prima repriză cu Iașul, nu sunt semne că Rapidul și-ar reveni. Deja nici măcar teatral nu a reușit să fie. Vă spuneam, este penultimul meci al etapei cu numărul 13. De la ora 17 pe Look TV
ultimul meci al acestei runde, Pandurii, Concordia Chiajna. De asemenea, un meci cu implicații deosebite în... cu Rui Miguel, scoate bine portughezul la margine pentru Buș. Centrarea lui Buș respinge defensiva. În primele 5 minute, Iașul a avut 3 ocazii importante de a marca. Trebuie să schimbe ceva la pauză Marian Rada, pentru că în acest mod la ultima fază a acestei prime reprize. Din nou Wesley, faultat de Buș, de neînțeles această... Nu a mai cunoscut gustul victoriei în deplasare. A dat o primă minge pentru Țâră. Țâră a venit la o lună după startul sezonului. N-a venit foarte bine. A ajuns până la urmă la Brașov și era foarte mulțumit Cătălin Țâră de alegerea făcută. Se vedem acum pe rapidiști care atacă în flancul stâng. Gaston Mendy, fostul jucător al Universității Cluj. Jocurile celor două echipe de până acum, un început prudent, să spunem. Să vedem această acțiune a rapidiștilor. În marginea careului s-a luptat acolo Mădălin Martin pentru balon. A ieșit bine din apărare Ricardo Machado și va fi o repunere de la margine pentru gazde. Vă spuneam despre Machado, cu 8 reușite a devenit cel mai bun marcator străin din istoria celor de la FC Brașov. Rapidiști în continuare în ofensivă, mingea însă trimisă înapoi. Centrarea lui Grigorie, tâng respinge, îl simțise pe Aganović venind foarte bine. Străuț pentru Marian Constantinescu și acum Iacob. Cu Iacob și cu Machado până la urmă, conlucrează bine. Un duel foarte tare acolo, jocul continuă. Rapidiști. O lovitură liberă pe care o execută Laurențiu Buș. Se uită către fundașii echipei sale. S-au dus și Mera și Iacob în marginea careului, așteptând o centrare utilă. Pentru Ciolacu este această minge. Jocul continuă. Și din bară, după lovitura de cap a lui Sandulescu, mingea a ieșit în aut de poartă. Buș se întoarce la centrul terenului, pierde. Tot el este cel care revine. Acum se grăbește, atacă mai mult decât imprudenta lui Mera și să știi că și mai devreme, cu vreo 5 minute, avusese un atac în lateral, bandă, da, așa este. Asupra aceluiași Țâră. Nesigur, Mera i-a făcut zile grele Țâră și iată acum i-a provocat și eliminarea. Greu pentru rapidiști să profite de omul în plus pe care l-au de la brașoveni. Mă uit pe lista cartonașelor galbene, doar Cătălin Munteanu este avertizat. E adevărat că nici rapidiștii nu aveau multe cartonașe galbene. Mera însă le-a luat pe amândouă. Mendy, față în față cu Diogo Santos pentru Buș, îi retrimite acesta senegalezului. Iată Marian Constantinescu ce retras este golgheterul. Capă liber în flancul stâng, îl are lângă el pe Buș, dar îi trimite în centrul lui Mădălin Martin. Buș preia mingea la marginea careului, e dintr-o zonă din care trage de obicei foarte bine. Mingea este recuperată de brașoveni. Lansare către Coman, atent acolo Ricardo Machado, Străuț pus sub presiune de Laurențiu Buș și evită cornerul până la urmă, fundașul dreapta al acest campionat. Marian Rada și așa avea probleme să alcătuiască un prim 11 competitiv, am spus mai devreme lista accidentaților de la Rapid. Până la urmă Buș întoarce mingea către Dan. Să vedem cum continuă rapidiștii. Să știi că sunt numai puțin de 10 jucători rapidiști care au 3 cartonașe galbene. Orice avertisment. Buș față în față cu Marian Constantinescu. Va încerca să-și facă spațiu de șut, probabil însă întârzie mult. A avut timp brașovenii să se regrupeze și iată ceea ce se anunța, un atac rapid. Constantinescu depășit de această pasă este Gaston Mendy. Centrarea lui Constantinescu. Respinge de acolo Iacob și rapidiștii nu evită cornerul, va fi fața primei reprize. Dan foarte aproape să piardă acel balon, până la urmă iese Drăghia și trimite lui Buș. Duel câștigat de Străuț și aici o să în marcaș cu Vali Negru, iar acum Drăghia încearcă să trimită către Buș. Acolo par a fi multe din speranțele giuleștenilor în cursele lui Buș, care... Am acțiunea rapidului cu Martin, nevoit să întoarcă pentru Buș, a dat senzația că va trage direct la poartă, până la urmă încearcă un dribbling, Străuț revine și din Machado se minge în afara terenului, este corner pentru rapidiști. Pe Aganović, pe Țâră și pe Constantinescu la centrul terenului și cei trei țin departe de propria poartă, numai puțin de 4 rapidiști.
Da, e o repunere ca la rugby, redusă, ocazie mare acum. Sabo găsește o poziție nouă pentru Alexandru Ciocâlteu, aceea de om de bandă dreaptă. Prima minge a acestei partide, jucată de defensiva de partea Rapidului. Altă variantă, să știi că nu avea, pentru că Martin era în offside și știa foarte bine acest lucru Alexandru Dan. A ținut excelent de minge. Recuperează din nou brașovenii prin Ciocâlteu, acum că... ...până acum în primele 10 etape. Iată-l pe Constantinescu la minge. Pentru Străuț, acesta este atacat de Buș, duel tare între cei doi și va fi pentru Rapid repunerea de la margine. Bat repede Giuleș. Cătălin Munteanu se uită către partea dreaptă, acolo unde Ciocâlteu pune un stop aproximativ, îi permite lui Buș să intervină, aruncă de la margine. Sandru Iacob în centrul defensivei giuleștenilor a scos foarte multe mingi grele pentru careul său. Mai devreme i-a blocat șutul lui Ștefan Grigorie, care altfel i-ar fi pus mari probleme lui Drăghia. Ei își dau seama că fotbaliștii lor au nevoie de încurajare. E un moment mai greu prin care trec rapidiștii și iată, suporterii vin din nou în sprijinul echipei. Da, intervenția lui Ricardo Machado este Sandru Ciocâlteu, Enceanu și Bruno Madeira. Toate modificările făcute de Adrian Sabo deja din minutul 67, iată. Recuperează rapidiștii Alexandru Dan, foarte bună pasa către Valine. Da, mult mai curajos, evident, ies la atac rapidiștii, acum după ce și Machado a fost trimis la vestiare și se joacă din nou la egalitate numerică. Metru liberă pentru giuleșteni. Buș este cel care va centra. Agitație mare în marginea careului brașovean. Până la urmă, Constantinescu respinge această minge, nu o face în... ...cirea lui Ricardo Machado fusese... plecase spre o altă zonă. Buș aruncă de la margine. Trimite în spate pentru fundașul central Iacob, acum Sândulescu. Acea zonă avansează însă rapidiștii. Iacob deschide jocul în stânga. Laurențiu Buș îl ajută Mendy. Buș preferă să centreze în marginea careului. Vali Negru putea să reia spre poartă la un moment dat. Constantinescu. Iată-l pe Iacob, intră în combinație cu Vali Negru. Buș cu spatele la poartă, atacat de Constantinescu, lovitură liberă în favoarea Rapidului. Iată ce înseamnă experiența lui Marian Constantinescu. Marian Rada, minutul 77 deja. 78 al partidei. Rapidiștii recuperează. Buș pentru Valinegru, nu le iese undoiul al vicinilor. Este într-o situație delicată jucătorul croat al brașovenilor. Lovitură liberă pentru rapidiști. Laurențiu Buș aruncă mingea în centrul careului. Acolo a sărit Alexandru Iacob încercând să... La intrarea lui Balint. Dacă la 0-0 nu prea se grăbeau brașovenii la acest scor, nici atât nu au motive să o facă. L-am văzut pe portarul Iacob repunând foarte greu mingea în joc. Continuă însă partida. Buș atacat de Enceanu și placat ca la rugby. Va fi lovitură liberă pentru... A fost văzut de un alt fundaș central, de Mera. Era în minutul 26. Constantinescu intervine asupra lui Buș, lovitură liberă pe care rapidiștii o bat foarte repede. Mai tolerează tragerile de timp. Noi revedem faza. Doi jucători brașoveni l-au blocat pe Valinegru. Vine și cornerul în marginea careului. Mic Iacob nu reușește să controleze acea minge. Rapidiștii. Enceanu, către el se duce această minge a lui Constantinescu. Lângă el vine Alexandru Dan. Enceanu atacat și de Buș și este minge pentru Brașov. Asistentul lui Ovidiu Artene să se respecte distanța regulamentară de 9 metri. Da, vor încerca oaspeții să țină cât mai mult balonul în acel colț al terenului. Se aude însă fluierul lui Cristi Balaș, care acordă mingea rapidiștilor. Ultima. Foarte bun pressingul rapidiștilor. Buș este acum. Centrarea lui Buș pentru Ciolacu nu a fost. Daniel Lung a început fotbalul la Olimpia Satu Mare, dar s-a făcut remarcat la Sportul, unde a jucat timp de 7 ani. Al doilea său sezon în tricoul Rapidului. Este Nicolae Vasile pentru Iulian Roșu. A fost acea pasă. Parcă este mai vie această repriză secundă decât ce testat la adresa arbitrului Marian Balaș. Deja 5 cartonașe galbene văzute de rapidiști. Trebuie să fie atenți băieții lui Marian Rada. Mai este mult de jucat din această partidă.
Tina Andronache a plecat de la Rapid sau a fost dat afară, a fost exclusă din Uniunea Națională a Practicienilor în insolvență cu Chirilă. Iașul nu dă semne de revenire. Buș în fața lui este Stan. Centrarea lui Buș în forță, respinsă de Ricardo Alves. Tricoul Oțelului, cea triplă reușită în Giulești în urmă cu 2 ani. Marian Rada era și atunci antrenor la Rapid. Buș, centrarea lui Buș, greșeala lui Dragarski, încercare de reluare spectaculoasă a lui Ciolacob, se demarcase pena în spatele liniilor rapidiste. Buș acum, replica echipei lui Marian Rada. Niki Vasile cu o centrare care s-a schimbat în favoarea giuleștenilor. Să vedem în ce măsură îi va ajuta această posesie mai bună pe jucătorii lui Marian Rada. Pe șansă de gol a acestei reprize, Concordia, iată câte o ocazie pe repriză. De aici vă puteți da seama. În această vară a fost refuzat de Rapid, a venit în probe, a jucat într-un match test, însă nu l-a impresionat pe Ionel Ganea, fostul antrenor al giuleștenilor, și nu a fost păstrat în lot. Se spune că nu s-a jucat mai nimic. Călin pentru Buș, să vedem centrarea, nu era, din nou o tentativă de reluare spectaculoasă acestui joc. O partidă, să recunoaștem, deloc spectaculoasă. În prelungiri, să vedem dacă va mai fi timp pentru deschiderea scorului în aceste ultime secunde ale partidei. Marcat în ultimele două etape cu Botoșani și cu CSMS și posibilitatea de contraatac pentru cei de la Rapid. Buș, iată-l pe Buș, ocazie imensă, prima șansă de gol a acestei partide aparține. Este defectuoasă Laurențiu Buș, unul dintre jucătorii numeroși pe care Rapid i-a transferat de la începutul sezonului. Lazar pentru Rotariu, titularizat pentru această partidă, o recompensă. Acum iată titular și împotriva lui Dinamo este nepotul lui Dănuț Lupu, fostul mare jucător al lui Rapid și al lui Dinamo. Și acum un fault al lui Nedelcearu și să vedem culoarea ca defensivă. Joacă în centru alături de Cordo. Să vedem dacă Flaviu Stoican va face vreo modificare și va băga un fundaș de meserie. Sincer însă mă uit pe foaia de joc și uitându-mă la rezervele lui Dinamo îmi dau seama că nu are fundaș de meserie. Fundaș central mă refer. Improvizație, nici de cum Șerban nu joacă pe postul de fundaș central. Gaston Mendy, un jucător al lui Cordoș, cel care a marcat și el un gol în acest campionat. Steliano, partide pentru Rapid. Buș, unul dintre cei mai activi jucători ai lui Ionel Ganea din startul acestei partide, cel care a avut o ocazie mare de a marca și a provocat eliminarea lui Gaston Mendy. Foarte bine, foarte bine se apără acolo fostul fundaș de la Ucluj și de la Petrolul, Gaston Mendy, cu o intervenție. Buș este blocat acolo. Și au preferat să nu se prezinte la acest derby. Flaviu Stoican spunea că e convins că rapidiștii vor uita de problemele cu banii.
În ultimele 5 meciuri directe jucate în Giulești, o victorie a Rapidului, 3 rezultate de egalitate și un succes al lui Dinamo. Și la mijloc, și care, iată, este acum forțat de împrejurări să joace în centrul defensivei. Atacul Rapidului cu Buș, cere Balin. Buș cu capul în pământ, nu avea nicio perspectivă. Practic, această etapă cu numărul 9. În primele două partide, Gazmetan Ceahlăul 2-2 și Botoșan Brașov 0-0. 0-0 avem și aici în Giulești, însă sunt premise că la Rapid. Degajarea lui Marc. Până la rapidistul Iacob. Mendy a încercat un lung de fundaș adevărat al lui Cordo și Rapidul obține doar un corner. Minutul 35. Este superioară, însă ocaziile au fost de partea rapidiștilor. În multe meciuri din acest sezon am văzut că Ganea și-a organizat bine defensiva, acum însă Rapidul este obligată să atace. Are un om în plus, dar și un gol de recuperat pe tabelă. A luat loc pe bancă după ce, până la golul lui Cordoș, aproape că nu a avut stare. Rapidiștii din teren șocați de golul primit ceva mai devreme. După acel corner este offside. Din nou surprins în afara jocului Gaston Mendy. A ajuns chiar și capitanul Craiovei. Ganea era golgheterul echipei. Ramon ne-a demonstrat de-a lungul acestei partide că și-a învățat bine lecția posesiei. Iată-l acum pe Buș. Buș pentru Coman. Pierd fâșe în stânga Buș și primește acum. Revenit în fotbalul românesc, Laurențiu Buș, după o aventură în Rusia, în Liga a doua din Rusia, la bună din punct de vedere tactic a dinamoviștilor, cei care au gestionat excelent momentul eliminării lui Nedelcearu. Iată-l acum pe Lazar trece cap. Repriză, gol marcat de Cordoș chiar pe finalul primei părți. Nu sunt schimbări. Fai, Cordoș, Filip, Bubacar, Bărboianu, Lazar, Matei, Rotariu, Bilinski. De partea cealaltă, Rapidul cu productivitate 100% pentru echipa lui Stoican. Corner pentru Rapid, o minge pentru Iacob. Lovitura de cap a lui Iacob. Văzut Tudor, arbitru cu mare experiență, vă spuneam, la al șaptelea său derby din carieră, derby între Rapid și Dinamo. O minge întoarsă pentru Mendy, centrarea senegalezul. Teste ale fanilor. E adevărat că acest conflict cu Ganea este de... Rapidiștii au pierdut la masa verde cu 3-0 după ce arbitrul Deaconu a fost lovit în cap cu o brichetă aruncată din tribune. Mendy pentru simte omul în minus la Dinamo. Buș cam la întâmplare aruncată această minge, totuși acolo în centru. Cum a apărut camerunezul acolo, extraordinară intervenția jucătorului african. Rapidul se aruncă din nou spre poarta lui Marc, însă Lazar de tineret în Republica Moldova. Buș, centrarea lui Buș respinge din plonjon fundașul central improvizat. Mendy, Buș, atacat energic din spate de Bărboianu. Nevoie ca rapidiștii
să se, nu să se dubleze, să se tripleze acolo pentru ca Rotariu să fie blocat. Mai avem alte două meciuri fantastice în această etapă. Mendy acum, Bărboianu intervine, salvator, rapidiștii cer. N-am văzut să intre în panică vreun moment dinamoviștii, deși cei de la Rapid au avători care știu mai bine să gestioneze astfel de derbiuri. O centrare acum cu care a fost căutat Mădălin Martin. Ocazii importante pe care le-a avut și Dinamo. Meci viu, meci plăcut, meci cu ritm între Rapid și Dinamo. Giuleștiul, 20 de metri, Buș se pregătește, șutul lui Buș în zid. Mingea revine lui Buș, să vedem continuarea, se descurcă, centrarea lui Buș respinge de acolo Steliano Filip. Rapidiștii rămân pe poziții avansate. Minutul 77, timpul se scurge în favoarea lui Dinamo. Un șut acum blocat de Marc. N-a fost chiar rea, execut 5-2-0 pentru Dinamo. Iar seria invincibilă a dinamoviștilor în duelurile cu Rapid continuă. 30 pe contraatac. Asta a făcut Dinamo în această seară în Giulești. A scăpat cu bine din câteva faze limită, iar atunci când a avut ocazia, a lovit pe contraatac. Am intrat în ultimul minut al jocului, 2-0 pentru Dinamo. Victorie importantă a echipei lui Stoican aici în Giulești. Fanii Rapidului, unii dintre ei, un contact mai dur cu Alexe. O lovitură de cap a lui Milinceanu pe spațiul porții lui Marc. 4 minute suplimentare. Și trimite și el în afara terenului de joc. Au prin planul în acest început de partidă. Gorobsov direct pentru Hora, deposedat ușor acolo. Ioan Hora Carint acolo. Putea înscrie vârful giuleștean. Corner. Toată echipa ASEA-ului în propriul careu, o centrare bună, faultat acolo, portarul mureșenilor, care acolo Balint pe Viciu. O 3-1, Dan Roman, Filiomeni și Ciprian Petre au înscris pentru gazde și Mitrea pentru oaspeți. Iată, 164. Tânărul portar al celor de la ASEA, de 23 de ani. Doar două meciuri a prins în sezonul trecut, Bejan și Marius Constantin. Iată-l pe Marius Constantin, ajungând să joace împotriva fostei sale echipe, cu care ajungea în sferturile Europa League. Până în acest moment, fundașul central de 25 de ani, născut la Hunedoara. Greșește pasa. Acum Călin. Se încurcă Buș acolo și cu roșu. Primite în careu, respinge de acolo Marius Constantin. A fost Laurențiu Buș cel care a executat acest corner. Mingea din nou la Buș. Recentrează la colțul scurt. Șepci s-a apărat bine. Mureșenilor. Centrarea lui Buș la colțul lung. Călin era cât pe... Rapidul
a făcut un transfer de ultim moment, atacantul de 22 de ani al lui Veris Chișinău din Republica Moldova, Nicolae Milinceanu, a semnat un contract pe 2 ani cu Rapid. Acest tânăr a evoluat și la juniorii lui AS Monaco. Să vedem când își va găsi locul în echipa lui Ionel Ganea. Două victorii și două egaluri are ASEA Târgu Mureș pe acest teren. Așa cum spuneam, nicio înfrângere. Plasare. A reușit o victorie la Viitorul, un egal, surpriză la Ploiești. Și o înfrângere la Galați. A respins Iacob până la Feusi și un fault de cartonaș galben. În primele 7 etape doar un gol primit, nicio înfrângere. Para terenului de joc și aruncă de la margine Mendy. Iată-l pe Balint, nevoit să vină mult în spate pentru a-și lua mingi. Șutul de la distanță a prins efect, mingea și-a trecut pe lângă stâlpul din stânga al porții lui Viciu. Un picior ridicat al lui este acolo, acum Valinegru. Se complică Valinegru, cât pe aici să piardă balonul, până la urmă degajează Mendy. Care va fi înlocuit de Ionel Ganea. S-a zbătut mult Balint, nu a avut însă, trebuie să recunoaștem, prea multe mingi utile. Excelent Valinegru pentru Buș în partea stângă. Buș trimite în centru pentru Roșu. A vrut să șuteze Roșu, până la urmă pierde acolo în fața lui Bruno Martin. Este un meci. A fost cel care a reușit să îndepărteze acolo pericolul. Minge care se duce periculos, prinde. Buș insistă, încearcă să recupereze acolo pe... Poate trece însă acolo de Emil Ninu. Jovanović e presat de Dică, Rapidistul foarte aproape de o recuperare. Balint, Cristocea se retrage și el. O oarecare nedumerire asta, pentru că Teja n-a avut deloc o prestație proastă pe banca Universității Cluj. Dar probabil că cei de la Universitate... Un duel interesant va fi și cel de la centrul terenului, turul de finală din Cupa UEFA. Vasilică Cristocea îi trimite lui Mengolo, care calcă pe minge. Jovanović se expune, s-au dus în pressing. Coman exagerează, e oprit acolo de Bucșă, dar rapidiștii se păstrează în continuare în atac. Buș caută o zonă din care să șuteze. Este, cred, doare al Rapidului. Centrarea lui Buș, respinge Mușat, iată acum o minge după care alargă Balint rămâne tare pe picioare după intrarea lui Ninu, Balint își pregătește centrarea, Buș este cel care recepționează această minge, tot el, continuă faza, Valinegru este la 35 de metri de poartă, îi trimite lui Grafenberg. Execută acum cornerul și Dică trece în posesie. Încercare de trecere spectaculoasă. Cere un foul jucătorul Universității în acea zonă a terenului. Contraatac al Rapidului. Buș este acum la minge, dar preferă să joace în spate Rapidiști.
A calculat foarte bine faza, portarul rapidist. Dacă ar fi atacat decisiv, probabil că lucrurile ar fi stat foarte prost pentru Rapid. Ocazia acum, Buș, gol! Mendy aruncă de la margine. Mendy este primul jucător străin folosit de Rapid în acest campionat. Onin în duelul său cu Roșu. Se cere faul de partea rapidistă. Cristocea. E urmărit de același Roșu. Stroianovic evită atacul lui Buș. Mingea presinga lui Buș. Mendy pentru Emil Dică. Valinegru îi trimite lui Butajin. Butajin alergă după această minge. Mendy este cel care îl oprește acolo pe jucătorul sârb. Noul intrat în imagine. Balint este la prima bară. Dan Bucș este cel care se apără corect acolo. Îi trimite lui Butălin. Intervine acolo foarte bine. Continuă atacul Clujului. Dar Butajin întoarce această minge. Bucș rămâne întins. Aruncă până la Balint. Balint e prins între trei jucători cu Jeni. Butajin a încercat să trimită mingea în Buș. Stoian nu este. Jovanović cel care faultează. Pleca. Mendy pentru Balint, Călin, Buș. Dan Bucșe face marcatorul singurului gol de până acum. Laurențiu Buș se pregătește să bată această lovitură liberă. Mingea cade în careu. Mera, contraatac rapid al clujenilor. Un contraatac pe care giureștenii îl opresc foarte repede. A apreciat greșit Mușat. Roșu este cel care centrează. Mingea este în careu. Balint și Coman. Laurențiu Buș, foarte aproape să-i fure mingea lui Petar Jovanović din finalul primei reprize. Jovanović a încercat să-i trimite lui Cristocea, tot el revine, Buș îi ia fața și încearcă să repună Rapidul pe contraatac. Balint din preluare. Același Mendy. Buș. Dan Bucș intervine. În imagine să prindă acea minge. Gravenberg pentru Stoianovic. Se încurcă acolo cei doi jucători de atac ai Universității. Buș și contraatacul Rapidului. Mingea a trecut acum la tâng. E urmărit de Stoianovic. Foarte multe diagonale încercate de jucătorii Rapidului. Controleze această fază, să așeze mingea pentru degajarea ulterioară a lui Bornescu. Bucșă ratează execuția, Călin și este fault în favoarea Rapidului. Advers. Laurențiu Buș se pregătește să execute această lovitură. Ciolacu n-a reușit de Viera pe spate. Butajin a trecut de Mendy, a intervenit și Buș care a trimis mingea în afara terenului, va fi lovitură de la col.
Paolo Martins. Nu e un jucător rău. Paolo Martins, cel care astăzi își face debutul pentru Universitatea Cluj. Raul Costin este cel care execută, trimite exact la Butajin, intervine Buș și lovitură de la colț pentru echipa lui George Ogăraru. E dată de Rapid acum pe final de meci. Minutul 92, Laurențiu Buș se pregătește să bată cornerul, Veselovski iese și boxează până la Butajin, Mendy este lângă el. Către Raul Costin, Dan Buș doar până la Mendy. Intrăm în ultimul minut al acestei întâlniri. Este 1-1 în continuare în Giulești. Numărul 19, Vitali Galuș. Numărul 19, Anton Pălut. Главный тренер команды Сергей Петренко. Спартаковцы мальчика выступают в следующем составе. Номер 30. Thank you.
Steal!
Лоренцо Буш. Удар поворотом. 2-1. 2-1. Енисей вырывает победу. Потрясающая развязка сегодняшней игры. 2-1. Есть о чем поговорить тренерскому штабу новосибирцев. Передача с углового в воздухе. Как все здорово было. И 2-0. Претензии к арбитру. От игроков Сибирь считают они, что были на... Оцелul a condus cu 1-0, însă a avut de asemenea doi jucători eliminați, iar Petrolul a întors soarta meciului în minutele de final, a câștigat cu 2-1, Oprița a reușit atunci o dublă. Acum Laurențiu Buș pentru Marius Pena, o intervenție a lui... Repede, a venit Țigănașu, o centrare, respinge Sergiu Costin. Acum Petar Jovanovici. Pentru prima dată se instalează ceva mai mult și Iașul în jumătatea adversă. Acum e Iașului pe teren propriu în stagiunea precedentă, în Liga Secundă. Sigur, adversarul acum e altul. Nu știu dacă suportă foarte mult comparația. 34 de puncte. Perendia, acum Sergiu Costin. Oțelul încearcă să preia controlul acestei partide. Foarte retras Marius Pena, acum Iaca Stromaier. Combinație cu Laurențiu Buș, pasă înapoi pentru Giurgiu. Iată cât de simplu se apropie oțelul de careul advers. Râpă, pe dreaptă, Jovanovici. Pasat însă prea lung, acum Silviu Ilie, Pena din prima, foarte frumos și acest contraatac al gălățenilor. Din nou Laurențiu Buș, găsit cu ușurință de coechipierii săi în acest debut de partidă. Centrarea pe teren propriu pentru Ieșeni în sezonul trecut. O minge acum interesantă a lui Giurgiu. Vine și centrarea. Minge până la urmă pentru Oțelul. De când a debutat în stagiunea 86-87. Se apropie de cel cu numărul 800. Este 8 etape se va întâmpla acest lucru. O deviere acum totuși nereușită. Angajarea lui Lungu. Din nou Sergiu Costin. Reluare bună a lui Laurențiu Buș. Da. Lovitură liberă acum pentru Ieșeni. Va executa Claudiu Tudor. 4 jucători așteaptă centrarea. Respinge din nou Sergiu Costin.
imperial până acum în defensiva gălățeană. Și aici e... Iașiul a pierdut două amicale, a câștigat însă altele 5 și drept și adversarii au fost modești, sau mai modești decât Filip. N-are cui să-i paseze. Acum se desfășoară acest atac al Oțelului pe partea stângă. Acolo este din nou Buș, un șut foarte bun, Cezar Lungu, nevoit să boxeze, să respingă această minge în corp. Reușește totuși pasa, n-a urmărit însă nimeni această minge. Și Costin reușește să ia fața lui Ionescu. Un nou atac al Oțelului, jucăș ofensiv. Spuneam și în prima repriză, Strohmeier folosit mai mult în partea stângă în stagiunea precedentă. S-a înțeles însă excelent cu Marius Pena. Acum Iorga nu găsește Buș, îmi cer scuze, nu a găsit culoarul de centrare. De patronul Adrian Porumboiu. Totul este istorie, să vedem ce se va întâmpla în această seară. Lovitură de la colț, minge este reluată periculos spre poartă și apără Milan Borjan. Iată răspunsul Oțean. Cred că Didi este cel care a reușit să trimită spre poartă. Foarte bun în jocul aerian, din nou corea minge trimisă la prima bară. De acolo a respins Wesley. Golul Galați, din nou Laurențiu Buș nu a marcat în acest campionat. Rămâne cu golul din Supercupă de la Piatra Neamț în poarta Stelei. Buș mai puternic acum pe paradoare, respinge cu dificultate și este un joc peste poartă al lui Gabi Giurgiu. Alul marcator cu 5 goluri. În general Vaslui, Oțelul este o echipă care marchează destul de puțin. Buș centrează foarte puternic și cu efect, însă mingea nu-i creează nicio emoție lui Milan Borjan, nervos. Și Filip, iată și pe Giurgiu, contrat de Uzman în doi. Vor fi foarte interesante duelurile de la mijlocul terenului. În dreapta primește acum Milanov și este penalti, lovitură de la 11 metri pentru FC Vaslui. Respinge acum mozambicanul Paito, un fost jucător al lui Sporting Lisabona. L-a dorit în iarnă și Dinamo. S-a mișcat mai repede însă Vasluiul și a obținut semnătura acestui fotbalist. Părți ale terenului, probabil dacă s-ar fi aflat teren sălăgeanul, el ar fi executat de acolo. Minge spre exterior cu efect, s-a înălțat Costin, balon pe lângă poartă. Va fi repunere din 6 cu Silviu Ilie, Buș, Adailton pune piciorul, Milanov spinge cu capul Milan Perendia. Buș atacat de Uzman în doi, fault, consideră centrul lui Sergiu Costin. Îl vede Costin pe Antal, demarcat Didi pasează acum pentru această pasă pe jos a lui Râpă. Buș scoate Milan Borjan, formidabil, faza nu s-a încheiat. Giurgiu, Didi deviază poziția regulamentară la Liviu Antal, iese Borjan și respinge în aut. Face pereche la mijlocul terenului cu Uzman în doi. Laurențiu Buș, omul fazelor fixe pentru Oțelul. Centrare modestă, direct pe poartă. Vine cu siguranță canadianul Milan Borjan. A respins acum cu capul Silviu Ilie. A coborât Laurențiu Buș. Bun, să vedem dacă trece de Milanov. Este foarte, bătesc, foarte tenace Milanov. Laurențiu Buș execută de la colțul terenului. A respins Wesley direct în tribună. Silviu Ilie așteaptă banda stângă, Laurențiu Buș caută interiorul terenului, Buș pasează în centru până la Ioan Filip, Giurgiu, Milanov pentru Uzman. De această dată bate Silviu Ilie, face până la Buș, Laurențiu Buș pregătește centrarea greșită și aceasta nu reușește.
Buș. 1-1 cu Živko Milanov. Buș este doborât. Lovitură liberă. Perendia este în careul Vasluiului. Și caută o poziție. Milan Perendia. Vine centrarea lui Buș. O minge care este șutată de Gabi Giurgiu în blocaj. Depășit Paito. Și în terenul lui Pedidi. Sergiu Costin. Lansare. Stânga pentru Silvilie. Bună pasă la Buș. Centrează cu piciorul stâng. Respinge Marius Constantin.